Nu, important e că am gestionat bine victoria, am pierdut Dinamo, după meciul cu Astra n-am pierdut, am câștigat la Galați, asta e important pentru noi. Iată că după meciul cu Dinamo am făcut un meci la Chiajna, la o echipă care și-a dorit enorm de mult victoria, acum de altfel și noi, astăzi de fapt e bine că 1-0 am ieșit la joc, la 2-1 la fel am întors rezultatul, puteam și câștiga din punctul meu de vedere astăzi. E important că n-am pierdut și e un punct de moral pentru meciul cu Rapid și meci foarte greu din punctul meu de vedere cu Brașovul, când întâlnim o echipă experimentată, o echipă care în sezonul trecut, FC Botoșani, i-a smuls toate punctele puse în joc. Botoșanul din ce în ce mai bine, locul 6 în clasament. Puteam fi și mai bine dacă ținem cont, făcând o analiză, meciul de la Târgu Mureș care nu trebuia să-l pierdem, meciul de astăzi la fel, pentru meu de vedere am avut multe situații de marcat. Mai este situația lui Croitorul din momentul 83-84. Da, vă gândiți la mai mult anul ăsta? Aveți un obiectiv mai îndrăznesc, dar probabil pe care nu-l divulgați în momentul ăsta, că parcă nu mai sunteți o surpriză deja. Da, suntem o echipă care ne dorim o plasare cât mai bună în clasament. Adică? Avem niște... Tot locul 1 avem, ca în sezonul care turul campionatului trecut, un obiectiv atins de noi. Eu sunt sigur că dacă vom avea aceeași atitudine cum am avut până în etapa 8, sunt sigur că în totul campionat vom putem plasa pe un loc fruntaș. Locul 6. Urmează și meciul de cupă cu Rapid, nu vă este frică de Giuleșteni? E clar, Rapid va fi un joc, suntem, eu zic, meciul cel mai interesant din Cupa României, întâlnim Rapid, o echipă frumoasă, cu un public extraordinar. Dar eu sper la fel, tranșa victoria în favoarea astăzi, în sigur nu va fi ușor, mai ales tot timpul noi am avut obiectiv Cupa României. Am jucat și în 16-5, eram la Liga 2 cu Dinamo în 2008, în anii 98, tot timpul am dorit mult de la Cupa României, la fel și în sezonul ăsta dorim, mai ales că avem un lot numeros și dorim jocuri și la ceilalți jucători care au evoluat mai puțin. Chiar s-a egalat dintr-un penalti controversat, din punctul dumneavoastră de vedere, a fost penalti acolo sau la televizor e că nu. Nu vreau să comentez, chiar n-am văzut reluarea, ci să nu vreau să comentez arbitrajul. V-am zis, important e că n-am pierdut și puteam tranșa victoria chiar și la 3-3 în favoarea noastră, chiar am un pic mai atenți. Odihnit titularii cu Rapid? Odihnit titularii cu Rapid? Probabil vor fi modificări, că e normal să fie, pentru că ați văzut că și astăzi a intrat un jucător nou pentru noi, Rashid, care n-a mai jucat în primele minute. Avem niște jucători interesanți, ați văzut, jucători născuți în 93-91, jucători care din ce în ce o să evolueze cât mai bine pentru FC Botoșani. Asta ne dorim, pentru că sunt jucători care pot să facă pasul la o echipă mult mai competitivă. Mulțumim! Și scuze pentru, dar cred că nu s-au auzit. Credeți? N-am fost ca așa muzică, nu? Credeți. Ce nu? Credeți că nu s-a auzit bine? Da, nu, zic că... Da, sunt și... Poftim? A strigat prea tare? Nu, domnul Șpaiță, mai ziceți și mie, remarcați astăzi, v-a plăcut cineva în mod deosebit? Știți, nu am remarcat în mod deosebit, n-au fost toți la nivelul unor jucători. Am început neconcentrați sau ce s-a întâmplat? Din punctul meu de greșeli, care nu-și aveau rostul, locul, mă refer la toți mijlocași centrali în prima jucătate, doar toți au greșit. După aia și-au revenit, nu pot remarca pe nimeni, pentru că întreaga echipă a alergat și v-am zis, am ieșit neînvinși. Per total, sunteți mulțumit. Puteam mai mult astăzi. Puteam mai mult. Da. Bine, mulțumesc.